și domnilor, să o primim cu aplauze puternice în platoul Ai Umor pe Monica Davidescu! Eco! Bună seara! Bună seara! Am o cunosc pe Monica Davidescu, am făcut o serie la un moment dat în care ea o interpreta pe Elena Ceaușescu și eu pe Nicolae Ceaușescu. Și am filmat un sketch la un moment dat care s-a petrecut chiar la Târgoviște. Ne-am săturat să stăm la cost pentru un amărât de pui. Cine stă la coadă are bani. Și în calitate de Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, mergeam până oraș și filmam diferite chestii. Cam... am vizitat Casa Bucurului, Arena Națională, am fost la o fabrică de confecții și totul era improvizație, efectiv. Și pe stradă și pe... foarte fain. Eu vreau încă de la început să vă urez tuturor o seară liniștită, așa cum este orice seară în care nu apare la televizor Oana Zăvoranu. Noi suntem un mic grup de oameni care au fost invitați aici ca să facem un mic moment de roast. Și a insistat să vină primul Cosmin Sele și colegul nostru, asta pentru că a fost atras de cuvântul mic și se simte în largul lui când e vorba de asta. Da, bineînțeles, ar fi simțit mai în largul lui Brenciu, unde evident e mai mult loc. Da, nu v-ați distra la momentul lui Cosmin. Nu trebuie să-mi cereți mie scuze, lui trebuie să-i cereți scuze și știți de ce? Pentru că Sele și... e un om cu un caracter impecabil. Asta mai ales pentru că nu l-a folosit niciodată. Și nu vreau să spun mai multe despre el, pentru că este un prieten foarte bun cu Temișan. Temișan nu știe încă asta. Bine, de fapt, Temi nu știe multe lucruri. Acum e acasă, cred că ar trebui să-l sun să-i spun unde e. Ca să știe și el. Se odihnește pentru că are concert. Vocea lui trebuie să se refacă pentru că aseară a cântat 15 minute aproape. Nu știu dacă ați văzut ultimele lui 3 videoclipuri. Oh, milioane de vizualizări. Au fost extrem de accesate de fica noastră, Dora. Am văzut în trecut că au acceptat să participe la roast și câțiva dintre mari, extraordinari artiști. Dar și Paula Chirilă? Sau Andreea Marin? Da, am văzut-o pe Andreea făcând roast. Nu vreau să-mi amintesc, dar chiar am văzut-o, asta e ideea. Nu te mai uita așa la mine. Ideea e atunci când te gândești la ceva, Mihai. Dar nu-ți bate capul să înțelegi că, uite, te uiți la ceilalți și îți dai seama imediat. Nu la ceilalți, la... Mi-ar fi plăcut tare mult să vină aici Liviu Vârciu. Da, și mie. Ca să vorbească despre muzică, pentru că, până la urmă, cine vorbește muzică mai bine decât el? Eu am înțeles că nu l-au putut aduce, pentru că atunci când l-au contactat, era deja luat. Bine, era și prins cu lansarea primului său film de lung metraj, Zăpadă, ceai și dragoste, care va rula în cinematografe aproape în întregime. Colegii îl invidiază, pentru că Liviu și-a pus numele pe emisiuni de televiziune, seriale, iar acum și un film de lung metraj. Singurul lucru pe care nu și-a pus numele a fost poate o diplomă de bacalaureat. S-a luat frumos, s-a luat frumos. În schimb, a fost aici Alina Eremia, nu? Da. Ea a acceptat propunerea Antenei, de altfel e cunoscută că ea acceptă orice fel de propunere. Și dacă ați văzut-o aici la Ai Umor hipnotizată, făcându-i curte lui Mihai Bendeac, să știți că nu s-a prefăcut, pentru că numai hipnotizat ai putea să-l vrei pe Mihai. Domnilor jurați, Delia, voi sunteți foarte simpatici. Stai să vezi ce urmează. Mulțumim, exact, mulțumim. Și acum... Thank you.
Toată lumea care mă cunoaște știe că nu-mi place să jignesc oamenii, mai ales oameni ca Șerban Copoț sau Dan Badea, de care n-am auzit niciodată până azi. Da. Hai, glumesc, Dan. Da. Cum, acest Badea al stand-up-ului românesc? Am fost colegi. Bărbatul care inspiră orice femeie să-și găsească pe altcineva. Exact. Badea m-a invitat acum 26 de ani în oraș. Nu m-am dus. L-am găsit pe Temișan și am rămas cu el de frica unor astfel de invitații. El a început show-ul de la Sala Palatului cântând. A fost un moment extraordinar. Hai. Revelator. Menit să ne arate că sunt și alte lucruri pe care le poate face chiar mai prost decât prezintă Ai Umor. Asta cred că e venită de Vreau la Temișan. Vreau să-l salut pe Șerban Copoț, dansator, cântăreț, prezentator sau cum mi se mai spune la Constanța, un oarecare. Oh. Ești foarte talentat. Și spun asta cu mult drag și cu multă milă chiar. Tu prezinți Ai Umor și nimeni nu-ți rezistă. Nici Andrei Ștefănescu n-a rezistat. Nici Vlad Grigorescu n-a rezistat. În curând pleacă și Dan Badea. Abia acum înțeleg de ce îi se spune hiena. Da. Tu ai fost liderul trupei Animal X, nu? Eu nu i-am cunoscut pe ceilalți, dar dacă el a fost lider, chiar nu-mi doresc să fac cunoștință cu ceilalți. Apropo de oameni care au făcut ceva pe... Apropo de oameni care au făcut ceva pentru emisiunea asta, scuze... Vă întreb, de ce nu se aud aici mai multe lucruri frumoase despre colegii mei de generație? Pe altfel se făcea emisiune când Berecleanu era la a doua operație estetică. De ce nu spuneți nimic despre Virgilianțu, ca să afle oamenii și despre fostele vedete? Eu nu vreau să aveți senzația că Virgilianțu nu mai este o mare, mare vedetă. Vreau să fiți siguri de asta. A fost un an foarte greu, un an în care ne-au părăsit oameni valoroși. Dar cred că cel mai rău lucru a fost că l-ați resuscitat pe Doru Octavian Dumitru. Eu vreau să vă mulțumesc. Și în cele ce urmează vreau să o invit eu în fața dumneavoastră pe Anda Adam, ca să vă spună și ea câteva cuvinte. Ea chiar are nevoie de aplauze. Vreau să o încurajat. I-au adus piciorul de aur. Pentru că ea, deși cântă de când era copil mic, nu a mai auzit aplauze de la ultimul său concert live. Acum 24 de ani. V-am pupat. Nu se știu.